Salut! Astăzi vreau să tai câțiva butași de lavandă. Așa că mergem afară și tai butașii de lavandă pentru a-i pune la înrădăcinat. Pentru a forma noi plante pentru anul viitor. Haideți afară să tăiem butași. Recoltăm butași de lavandă. Tăiem din creșterile în vârstă de un an, butași de 10 cm lungime. Am recoltat 15 butași din trunchiul de lavandă. Am tăiat din creșterile de un an vechime, deci nu din creșterea anuală, cum sunt aceștia. Pentru că aceștia sunt foarte slabi, nu au parte lemnoasă. Deci am tăiat din tufă mai veche, din lăstari lemnificați, pe care îi voi pregăti și îi voi pune la înrădăcinat, la abluc. Am ajuns acasă, în balcon. Lăstarii noștri, îi curați. Descurtez frunzele pentru a reduce cât mai mult transpirația, iar baza o tai cu un cuțit. Și gata un butaș. Voi proceda la fel până termin toți butașii. Tai cu cuțitul la bază, pentru că atunci când sunt tăiate, orice tulpină este tăiată cu foarfeca, foarfeca face tăieturile din două părți și ea presează capilarele plantei, închizându-le astfel vasele de comunicare, vasele de urcare, de absorție a sevei. Și printr-o tăiere obligă, redeschidem aceste vase de comunicare, aceste artere ale plantei. Chiar și mai scurți, pot fi de 7-8 cm lungimea butașului. Este suficient. Pentru că ele au timp să crească. Pe noi ne interesează formarea rădăcinilor, nu înălțimea
tulpinii. Oricum, după o perioadă de o lună de zile, două luni de zile, le voi scoate din aceste mici vase și le voi pune în vase individuale. Le voi repica. Sau dacă vreți, puteți să le lăsați fără să le mai deranjați. Le lăsați în același vas până în primăvară, pentru că oricum creșterile nu vor fi foarte mari. Creșterile vegetative. Abia are timp să-și formeze rădăcinile. Pentru că asta ne interesează pe noi în această fază. Formarea rădăcinilor. Pentru ca o nouă plantă să prindă viață. Și acesta este un mod de clonare. Emulsire vegetativă prin clonare a plantei mamă. Am terminat de tăiat și de format. Acum înmoi fiecare butaș în puțină apă și în hormon de înrădăcinare. Și îl înfig în pământ. Apă, hormon. Hormonul acesta de înrădăcinare, Radix M se numește, este pentru plante cu tulpină demnificată. Este importantă această informație și atunci când vă duceți să cereți, cereți în funcție de plantele pe care doriți să le înrădăcinați. Plante lemnificate, ca de exemplu arbuști, viță de vie, sau plante care nu au tulpina lemnificată, cum sunt florile. În cazul florilor există alt tip de hormon. Apa se pune pentru a fixa hormonul, care este un praf, pentru a-l fixa pe tulpină. Rata de prindere prin această metodă la lavandă, la mine este cam de 80%. Un procent bun, spun eu. Am să le las în acest balcon, în acest loc, dar am să le feresc de razele directe ale soarelui, pentru că ne deshidratează.
Mai am 4 plântuțe. Găsesc loc să le pun și pe ele. Sunt un pic cam înghesuite, dar nu-i problemă. Gata operațiunea. Așa arată plantuțele noastre. Bun. Rămân aici timp de 2 luni de zile. Voi reveni peste 2 luni să vedem progresul.